Bună și mă bucur să revin la Cluj și să revăd persoane deja cunoscute și să cunosc persoane noi. Îmi face deosebită plăcere să aduc în față Salarium ca un nou beneficiu, un beneficiu care se aliniază la multe dintre conceptele pe care le-am parcurs astăzi, de la schimbare, la autonomie, la nevoie de control, la conștientizare a nevoilor noastre și ce e mai ardent decât venitul nostru și nevoia noastră de a ne accesa propriul nostru salariu. Motivul pentru care Salariul mi-a luat naștere este pentru că am analizat și am văzut o realitate de multe ori necunoscută în companii, și anume că 70% dintre angajați rămân fără bani de la un salariu la altul. Unul dintre motivele pentru care aceasta este o realitate este că atunci când primim salariu o singură dată în lună, avem tendința să cheltuim mai mult în primele două săptămâni și cred că toți cunoaștem acest obicei. Ce se întâmplă în momentul în care rămânem fără bani este poate partea mai puțin cunoscută în companii, pentru că angajații noștri nu vin de fiecare dată să ne spună că au dificultăți. Într-adevăr, este o stigmată pe această zonă. Nu ne e rușine să venim în companie și să cerem ajutor sau să spunem că ne e greu, și atunci această nevoie rămâne mută. Deși angajatul are un anumit stres și 54% dintre angajați au raportat un stres crescut din motive financiare, iar ce vedem ca oameni de HR în companie este că oamenii vin la un moment dat și ne spun că vor să facă o schimbare și vor să facă schimbarea aceasta din motive financiare, însă credem noi și vedem și din statistici că putem să adresăm venitul și altfel, din comportament, nu numai dintr-o creștere salarială, pe care, bineînțeles, nu putem să susținem tot timpul. Un alt motiv pentru care noi am luat naștere este că, în plan global, în ultimii ani și foarte mult dinamizat de către perioada pandemică, a crescut acest trend care se cheamă salary on demand, și anume nevoia salariatului de a-și accesa salariu oricând are el nevoie. Acest lucru a fost dinamizat odată de pandemie, din simplu fapt că totul s-a migrat online și obiceiurile noastre, cheltuielile noastre au crescut, comportamentul nostru în relație cu cheltuielile a crescut. A fost dinamizat foarte mult și de creșterea componentei de gig economy și a industriei de gig economy, care este foarte corelat cu plata instantă a venitului. Și aici știm Uber, Bolt, Glovo și așa mai departe, toată această industrie a avut o componentă de accelerare a acestui trend. Și bineînțeles vin din spate, și aici mă bucur foarte mult că s-a discutat și mai devreme și mulțumesc pentru deschidere, cum se comportă generațiile tinere, generația Z și generația Y. Ei au conștiință diferită de a noastră. Dacă noi am așteptat obedienți ziua de salariu, ei nu mai văd acest lucru ca fiind natural și firesc. Ei vor să se coreleze momentul efortului muncii cu momentul plății. Au această gândire de instant reward. Nu înțeleg de ce trebuie să aștepte până la sfârșitul lunii pentru a-și primi salariu. Din datele noastre, din companiile în care am implementat Salarium la companii cu mulți angajați, reacția lor a fost: în sfârșit cineva a venit cu soluția asta în piață. Bineînțeles, generația Z are și această conștiință de sine, sunt mult mai conștienți de ei și termeni de tipul vreau și trebuie să fie filtrați prin ce își doresc ei și ce e bine pentru ei. Și atunci o soluție ca salariu m-a venit intuitivă, normală, mai ales pe o formă digitală, cum este ea regăsită și implementată. Ce face salariu? Este prima platformă de plată instantă a avansului salarial. Este un beneficiu pentru companii,
un beneficiu pe care companiile le oferă angajaților lor. E un beneficiu foarte bine primit, care nu numai că flexibilizează și simplifică întreg procesul clasic de acordare a avansului salarial, reducând astfel mult din efortul depus într-un sistem clasic, da, de la cerere, înregistrare, cerere, plată și așa mai departe, până la a rezolva problema cash flow-ului aferent plății avansurilor salariale. Asta pentru că noi Salarium susținem avansurile în lună, costul avansurilor, ne atingând, să zic, cash flow companiei, un beneficiu real pentru companii care își doresc să ofere flexibilitate în raport cu salariul și totuși să guverneze cu grijă cash flow în companie. Un alt beneficiu este că vedem o corelare directă între aducerea salariului în companie ca și beneficiu și nivelul de retenție. Bineînțeles, un angajat nefericit va rămâne un angajat nefericit dacă nu se adresează adevărata problemă, însă noi venim pe zona, pe o zonă atât de primară, da, nevoia noastră de bunăstare financiară, este văzut ca un tool efectiv de creștere a retenției, engagementul crește de asemenea, iar feedback-ul oamenilor de HR care au implementat în rândul companiilor un salariu a fost foarte, foarte bun, nu numai pentru că au simplificat foarte mult procesele, însă au adresat acea nevoie mută pe care nu o conștientizau înainte. De cele mai multe ori mergem în companii și ne spun, ok, dacă nu credem că avem nevoie, că istoric, anul trecut am avut, nu știu, 10 cereri sau 20 de cereri sau 100 de cereri în funcție de cât de mare e compania. Ce vedem însă este că în momentul în care se implementează salariul, adresând acea nevoie și flexibilizând felul în care oamenii își distribuie salariul, creșterea a fost exponențială și într-un termen sănătos, în sensul în care neavând acel venit înregistrat o singură dată, se aplatizează cumva cheltuielile și oamenii au un comportament poate chiar mai sănătos, putând să-și plătească atunci când consideră ei facturile sau toate cele necesare. Deci feedback-ul a fost foarte bun, atât ca și beneficiu, cât și ca și comportament al angajaților în relație cu beneficiul salariu. Ok, dar cum funcționează? Cu bucurie pot să spun astăzi că, deși Salarium este încă un startup, suntem pe piață de un an și jumătate, am reușit să integrăm cu majoritatea companiilor de payroll și aici îi menționez atât pe colegii de la Colorful HR, cât și pe colegii de la UCMS. Suntem de asemenea integrați cu platforma Smartly. Sperăm ca în curând să finalizăm și o integrare cu TotalSoft, astfel încât să putem adresa întreaga piață, fie că sunt companii mici sau companii mari. Pentru companiile mici le putem asista printr-un modul propriu pe care noi îl avem, în cazul în care ei nu au implementat o soluție de payroll, iar cum spuneam, în companiile mari, cu ajutorul și integrarea în platformele de payroll, putem să automatizăm întreg procesul de acordare a avansului salarial. De asemenea, suntem parteneri de RED și integrați cu sistemul Benefit Online și dacă sunt reprezentați HR care oferă bonuri de masă sau lucrează cu platforma Benefit, e bine de știut că prin intermediul parteneriatului nostru cu Edenred, Edenred susține costul pentru serviciul salariu, ceea ce noi considerăm nu numai o validare a soluției noastre, dar și o deschidere spre acest trend și înțelegerea faptului că în viitor salariul sau ziua de salariu va arăta cu totul diferit. Ne-ar bucura să știm că din ce în ce mai mulți oameni de HR ar fi deschiși spre o astfel de soluție. Ce e bine de știut în pași foarte simpli este că odată ce se agrează o parteneriere, noi susținem toate demersurile, atât, cum spuneam, cele financiare, cât și cele de marketing. Procesele sunt simplificate, dar ne adaptăm la modul în care se face salarizarea în fiecare companie.
Putem să dăm feedback atât cantitativ cât și calitativ, raportăm exact cum se raportează în sistemul clasic și ca să simplific, noi numai că plătim avansurile, se înregistrează o singură dată, iar în ziua de salarizare, angajatul își primește diferența între salariul net minus avansurile pe care salariul le-a susținut, iar noi salariul ne primim înapoi avansurile pe care le-am plătit în lună. E bine de știut că din punctul salariatului, el își alege suma de care are nevoie în baza unui disponibil. El are disponibil 50% din venitul lui lunar, astfel încât să stăm într-o zonă de siguranță și să stăm departe de tot ce înseamnă popriri și zona aceasta de, nu știu, cazuri mai particulare. Plătim doar pentru zile lucrate, iar în fiecare zi lucrată, angajatul își vede în aplicație suma deja, suma aferentă zilei deja finalizate. Poate face mai multe transferuri într-o lună, poate face transferul pe IBAN sau pe card, în funcție de ce, cum dorește. Dacă își dorește bani instant, poate face un transfer direct pe cardul lui. Dacă nu, poate face transfer pe IBAN-ul de la salarizare, unde își primește de obicei salariul. Eu sunt Alina Ștefan, mi-a făcut plăcere să vă cunosc, că am intrat fix la timp și dacă aveți întrebări, cu mare drag le răspund. Imediat veniți microfonul. Alina, din istoricul de până acum, colaborarea cu companiile deja existente în portofoliu, există o corelație sau aveți niște cifre care să reflecte retenția deja care există sau care a fost adusă de salariu pe portofoliile respective de angajați? Noi nu vedem direct retenția, dar doar prin intermediul. Deci am avut feedback din partea oamenilor de HR care ne-au raportat că intern au văzut o schimbare și ei au corelat-o pe tool-urile pe care le folosesc intern, au văzut o corelare între faptul că am introdus beneficiul salarium și astfel, bun, depinde de la domeniu, de la domeniu și sunt multe particularități, dar feedback-ul a fost în acest sens. Aș avea o întrebare. Accesarea serviciului salarium condiționează în vreun fel acordarea salariului în banca în care angajatul își primește în mod normal banii sau? Nu, transferurile se pot face pe orice card, deci odată pe banul de la salarizare care e presetat și nu intervenim pe el pentru că poate fi un agreement la nivel de companie, însă pentru varianta plății instante, angajatul își poate opta să-și transfere pe orice card a lui, atâta timp cât este același nume, putem să transferăm pe orice card emitent. Deci nu există nicio condiționare de virarea salariului într-un alt cont sau într-o altă bancă? Absolut deloc. Și ce e important să menționez și nu am menționat, acest beneficiu este gratuit pentru angajat, susținut de companie. Cum am spus, prin intermediul partenerilor de tip EDENRED este susținut de EDENRED, acolo unde există o înțelegere. Da, mai sunt întrebări? Avem două întrebări în platformă. Care e previziunea de creștere odată cu schimbul de generații? Vedem o creștere la noi de la an la an și vedem o deschidere foarte mare din rândul companiilor cu foarte mulți angajați tineri. Vedem o deschidere din domeniile de tip IT&C, gaming, din zona aceasta unde au foarte mulți angajați tineri. Ne bucură că, indiferent de eforturile pe care le facem noi, feedback-ul angajaților este foarte bun și schimbă întreaga paradigmă a zilei de salariu, atât pentru oamenii de HR cât și pentru angajați. Și mai avem o întrebare, dacă se pot lua în avans mai multe salarii? Nu. Noi plătim, cum spuneam, doar pentru zilele lucrate, finalizate. Nu plătim în avans, deocamdată cel puțin ăsta este modelul de business actual, poate pe viitor, însă nu asta facem astăzi. Super. Mulțumesc mult! Mulțumim frumos, Alina!